Mulțumim Domnului că suntem înaintea Lui, ne-am rugat în seara aceasta, am cântat, am glorificat numele Domnului, l-am înălțat prin cântarea de laudă, acum doresc ca Dumnezeu să ne vorbească. Știți de ce? Toți avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, în fața noastră, a fost pus un cuvânt și este o zi de sărbătoare astăzi și această sărbătoare pe care noi o sărbătorim, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, de-a lungul vremurilor s-a pierdut mult din esența aceasta, a ceea ce însemnează lucrul acesta s-a pierdut. Și vreau să vă spun, ieri eram în Aiud, eram într-o familie și am văzut cum într-un oraș din Prahova și prin câteva sate a mers cineva și a luat câteva interviuri și a întrebat ce înseamnă sărbătoarea Paștelui pentru ei. Și am rămas uimit când am văzut că nu știau ce să răspundă. Au spus că pentru ei sărbătoarea este căci la pas să taie miei, să taie iez și așa. Au răspuns așa, foarte vag. Și atunci Crăciunul ce înseamnă? O că de Crăciun să taie porci și așa. Dar nu știa ce însemnează Paștele. Și m-a mirat de lucrul acesta. Apoi el i-a pus întrebarea la o femeie, dar ce ziceți despre Iisus Hristos? Ce s-a întâmplat cu El, cu Fiul lui Dumnezeu? Și a zis, a fost spânzurat. A spus că a fost restegnit și eu pus întrebarea aceasta și eu zic, dar femeie, dar nu vă învăța părintele la biserică ce însemnează sărbătoarea Paștelui, ce înseamnă Crăciunul și... La un bătrân i-a pus întrebarea, dar dumneata știi cine au fost Adam și Eva? Și au stat bătrânul și știți ce i-au răspuns? Zice, a, îi cunosc eu, dar am trăit împreună cu ei. Spunea despre Adam și Eva și am rămas mirat căci oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și spune și ceea ce este scris este adevărat. Oamenii nu se rătăcesc că nu știu să se roage. Să rătăcesc că nu cunosc Scripturile și Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Să ne ajute Domnul ca noi să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Să-L cercetăm. Când în fiecare zi să ne adâncim cât mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să știm că de Paște Dumnezeu l-a jertfit pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, care a fost restegnit pe o cruce, ca noi prin sângele Lui să avem iertare de păcate. A intrat Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, în Ierusalim. Și vreau să vă spun, spune Cuvântul lui Dumnezeu că a fost întâmpinat de norode. Și ce făceau oamenii acestea? Gloata aceasta, ce au făcut? L-au primit cu bucurie. Unii aruncau ramuri, alții aruși puneau hainele și spuneau, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin, amin. Osanale lui Dumnezeu, osanale, știți ce înseamnă? Mântuiește-mă, Doamne! Amin! Dar vreau să vă spun, această sărbătoare cu entuziasm a fost numai de câteva zile. Fiindcă nu, dacă căutăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, cu câteva zile mai târziu, oamenii aceștia îl cer pe Barnaba să fie eliberat. Baraba. Iar pe Iisus Hristos și-a spus să fie resemnit și erau aceiași oameni care l-au întâmpinat pe Domnul în ziua aceea, în ziua florilor, cum spunem noi, când au intrat în Ierusalim, l-au aclamat, l-au primit cu bucurie, apoi, la câteva zile s-au schimbat. Și au spus la moarte cu El. La moarte cu Fiul lui Dumnezeu.
De aceea în textul nostru din seara aceasta, Domnul Iisus Hristos, când s-a uitat înspre cetate, a început să plângă. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura din toate părțile și te vor face una cu pământul. Oare s-a întâmplat lucrul acesta? Așa e, amin. S-a întâmplat. Știți de ce? Scrie cuvântul lui Dumnezeu. Și eu am fost acolo. Am fost în Israel și am fost la zidul plângerii. Acea cetate pe care ucenicii, când au intrat cu Domnul Iisus Hristos, ei i-au arătat cetatea Mântuitorului Iisus Hristos. Și uitați ce le spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetul 1 începând. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus cu ucenicii lui, s-au apropiat de el ca să le arate clădirea templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucrări? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Oare s-a împlinit ceea ce a spus Mântuitorul Iisus Hristos? Amin. S-a împlinit. Știți de ce? El cunoaște și prezentul și cunoaște și viitorul. Când a intrat în Ierusalim și le-a zis ucenicilor, mergeți și veți găsi un măgăruș legat la colțul străzii și dacă vă va întreba cineva, să-i spuneți, Domnul are trebuință de el. Slăvit să fie Domnul! Știa Domnul ce este la colțul străzii, nu? Știe Domnul ce este la colțul vieții tale? Știe Domnul ce se întâmplă cu tine în viitor? Cunoaște Domnul toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Că-i Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Spune cuvântul Domnului că ce-a fost prorocit despre Iisus Hristos. Și uite, Zaharia, în capitolul 9, cu versetul 9, spune așa, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprienit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriță. Era prorocit prin proroci. Amin. Despre venirea Mântuitorului în lumea aceasta. Despre Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu. O spus Moise, în vechime o spus poporului lui Israel. Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. De el să ascultați. Amin. O ascultat ucenicii de Iisus Hristos și au mers și au găsit cum a spus Mântuitorul. Iisus nu s-a rugat de ei, întotdeauna Iisus a poruncit. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, El poruncește. Amin. Și noi trebuie să ascultăm de porunca Mântuitorului Iisus Hristos. Amin, amin. Și profit de ocazia aceasta, fiindcă avem tineri în biserică. Sunt oamenii aici care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu poruncește. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 și 31. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Amin. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Fiindcă a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și care este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu zic să ne ajute. Amin la toți. Ca noi care suntem prezenți aici să ascultăm porunca lui Dumnezeu. Nu este ceea ce spune păstorul, conducătorul, cum zic oamenii, voi le spuneți oamenilor să se pocăiască.
Cine poruncește pocăința? Dumnezeu! Amin! Dumnezeu poruncește pocăința și noi trebuie să ne întorcem la Dumnezeu! Spune prorocul Isaia, întorceți-vă la Dumnezeul nostru care nu obosește, iertând. Ce face Dumnezeul nostru? Ne iartă păcatele și prin sângele lui Iisus Hristos suntem curățiți de orice păcat. Slăviți să fie numele Lui! Când a intrat Iisus în templu din Ierusalim, am citit în seara aceasta în Evanghelie ce a făcut primul lucru pe care l-a făcut Iisus Hristos. O curățit templu. Amin. O curățit templu Mântuitorul Iisus Hristos și noi trebuie să ne lăsăm curățiți, fraților. Să ne curățim viața și să dăm totul la o parte. Ce mai este lumesc în noi și să privim la Hristos. Amin. La jertfa Lui de pe cruce. O privit în harul când era Iisus pe cruce. Era păcătos? Nu era condamnat la moarte omul acesta, fiindcă era un păcătos. Dar o privit la Iisus, la jertfa Lui. Și au zis, Doamne, când vei ajunge în împărăția Ta, adu-ți aminte și de mine. Și-a adus Domnul de aminte, i-a spus, e prea târziu acum? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Astăzi vei fi cu mine în Raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu zic să ne ajute celor care sunt în prezența aici, să ne recunoaștem în seara aceasta. Să-i spunem, Doamne, Tu ai suferit pe nedrept. Noi dacă suferim în lumea aceasta, suferim pe drept, că suntem păcătoși. Dar putem să fim păcătoși iertați. Amin. Oamenii și ne întreabă, dar voi nu greșiți, nu sunteți păcătoși? Dar suntem și noi greșitori, suntem păcătoși. Știi de ce? Nu putem nega lucrul acesta, fiindcă zice Ioan în epistola sa, cine zice că n-are păcat este un mincinos și adevărul nu locuiește în el. De ce? Suntem oameni și noi greșim înaintea lui Dumnezeu. Dar Cel care ne dă putere să mergem mai departe. Amin. Dacă ne uităm la El, la Iisus Hristos, la promisiunile Lui, vom avea putere să mergem mai departe. Petru când a pornit pe ape și a zis, Domnul, eu poruncit, vină la mine! S-a uitat la Iisus și o vezi pe ape. Și când i-a slăbit credința, s-a uitat în jos și să vadă, chiar merge pe ape? Atunci a început să se afunde Petru. Și când a văzut că se afundă, a strigat, Doamne, ai milă de mine! Și a întins Domnul mâna și l-a ridicat. Așa te va ridica și pe tine. Nu uita că Iisus este întotdeauna cu noi. Și v-am montat pe brațele mele, a spus, Domnul, și am să vă mai port până când? Până la căruntețele voastre. Adică până la sfârșitul vieții. Dumnezeu nu te lasă la mijlocul drumului. Nu te lasă atunci când îți este mai greu. El spune că te va călăuzi în tot adevărul. Slăviți să fie numele Lui. Și au spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul vremurilor. Amin. Și ceea ce promite Dumnezeu, El și face. Dumnezeu să ține de cuvânt. Să știți, oamenii mai greșești nu să țin de cuvânt. Și când îl întreabă cineva, păi frate, uite ce am vorbit. Și, o, frate, uite, ce am uitat, știi?